plajelor din stațiunea Mamaia ar putea fi interziată, asta pentru că zona din larg de unde se extragea nisipul nu mai poate fi exploatată. Procurorii spun că în adâncuri au fost descoperite fragmente cu potențial arheologic. Potrivit informațiilor Digi24, ar fi vorba chiar de o corabie antică. Totul a început în 17 februarie, când Direcția Hidrografică Maritimă a trimis o informare către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, prin care se solicită ca într-un anumit perimetru din larg navigația să fie întreruptă. Este vorba inclusiv despre navele firmei care se ocupă cu reabilitarea plajelor din Mamaia, așa că cei de la Apele Române s-au văzut nevoiți să găsească alte soluții. Pentru moment au decis să extragă nisip dintr-o zonă nerestricționată. Operațiunea e puțin îngreunată datorită zonei destul de înguste de operare, de extragerea nisipului. Suntem în analiza pentru identificarea, împreună cu antreprenorul, în analiza unor soluții pentru continuarea proiectului. Nu putem încă să estimăm cam care vor fi întârzierile de grafic. Perimetrul respectiv a fost verificat în 2017 de către arheologii de la Muzeul de Istorie din Constanța, care au trimis raportul către Ministerul Culturii. Au acoperit întreg perimetru aflat în discuție acum, în urma acestor scanări și a verificărilor la fața locului anomaliilor, adică prin scufundare și filmare și fotografiere, nu au fost identificate elemente care să facă susceptibilă zona de prezența unor artefacte antice. Numai că procurorii DNA sunt de altă părere. Tocmai de aceea, Direcția Județeană de Cultură a fost informată că zona trebuie conservată. Ceea ce știm este dintr-o adresă pe care am primit-o ieri, de la Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța, în care ne spun despre existența unor fragmente lemnoase ce ar putea face parte dintr-o epavă. De altfel, într-un comunicat, TNA precizează că în zilele de 24 și 26 februarie 2021, la solicitarea procurorilor, specialiștii din cadrul Centrului de Scafandri Constanța, ai Poliției de Frontieră, Garda de Coastă, Grup Nave Constanța, precum și un arheolog scafandru, au cercetat perimetrul și au identificat, cu ocazia scufundărilor, câteva fragmente lemnoase cu potențial arheologic situate în apropierea zonei în care se realizează extrageri de nisip. Fragmentele urmează a fi expertizate pentru a se stabili eventuala lor valoare istorică. Până la finalizarea anchetei, muncitorii firmei care reabilitează plaja pot extrage nisip dintr-o zonă nerestricționată. Lărgirea plajelor este un proiect de 800 de milioane de euro, din care 85% sunt bani europeni.